O bătrână din județul Mehedinți a împlinit astăzi 106 ani și, la fel ca anul trecut, a fost sărbătorită de autoritățile locale care au venit cu daruri. Femeia, care a trecut de vârsta centenarului, este din comuna Grozești și a trăit cele două războaie mondiale și epoca comunistă. Bună ziua, la mulți ani! Bă, ți-a zis de fata, eu la mulți ani, mă, dar n-aude, mă. Să rămână, mama, e la mulți ani. Bă, da, n-aude, fete. Nu mai auzi, da. Să rămână, la mulți ani. Multă sănătate vă dorim. La mulți ani, să rămână. Și dumneavoastră, la fel. Pe românii care au prins Marea Uniere de la 1918 îi poți număra cu ușurință pentru că sunt foarte puțini. Cei care ți mai pot spune o vorbă despre marele eveniment sau despre primul război mondial, acest lucru este chiar o raritate. Lungu Ioana avea 2 ani la Marea Uniere, iar dacă în primul război era doar o copilă, cel de-al doilea i-a marcat destinul. La doar 25 de ani, femeia a rămas văduvă, una din cele mai longevive persoane din județul Mehedinți. A împlinit astăzi vârsta de 106 ani. La mulți ani, bunica! Cum vă simțiți la 106 ani? Să nu mă ajungă nimeni, nu e bine. Prea mulți ani. Ba da, noi suntem onorați să vă avem alături de noi. Eu de mâncamă ne-ntreabă nu mai fac. Ați făcut destul, până la 106 ani ați muncit destul, acum trebuie să vă odihniți. Ba nu știu cum am ajuns, Ani, când mi-e te văd. Când... Așa e. La mulți ani și multă sănătate, să ne întâlnim și la anul, la 107 ani. Dumnezeu să-l bărăte și să vă mulțumesc. Să vă găsim tot așa. La alții mai tine. Hai de lume. Încă o dată la mulți ani și multă sănătate. Atât noi cât și doamna Lungu Ioana ne-am ținut de promisiune și iată că și anul acesta am sărbătorit împreună frumoasa vârstă de 106 ani. Da. Te arzi! La mulți ani! La mulți ani! O așteptăm cu drag! Să fii sănătoasă! Să venim și la anul la dumneavoastră! Cel de-al doilea război mondial i-a lăsat urme adânci, dar femeia a trecut peste toate greutățile și a mers mai departe. Aceasta a avut 4 copii, iar 2 dintre ei au decedat. Viața bătrânei este mai încărcată decât o carte de istorie. Acum, la 106 ani, încă are puterea să zâmbească. Bunica are 4 copii, a avut, dintre care 2 au murit, mai sunt 2, care stă cu ei aceia și... Câți nepoți și strănepoți are bunica? Păi are vreo 6. Și strănepoți? Strănepoți are 2. De-ai mici. De-ai mici, acum a născut. La mulți ani, să fie sănătoasă, doamne. Rămână la mulți ani, să trăiți în asta. Autoritățile locale din comuna Grozești știu cât de norocoși sunt că o cunosc și că o au alături de ei pe bunica Lungu Ioana, cel mai bătrân cetățean al comunei. La inițiativa primarului Coman Gheorghe și a viceprimarului Epure Ion, femeia a primit mai multe cadouri, printre care și un tort. După cum ați văzut, astăzi am avut deosebită plăcere să sărbătorim o cetățeancă de-a noastră care a împlinit 106 ani, care a trecut prin perioade grele din viața dumneei, a rămas văduvă de război cu 4 copii și prin toate greutățile care a trecut a reușit să ajungă la 106 ani. Am dus un tort, un buchet de flori și o sumă de bani care am oferit cu ocazia zilei și
ne bucurăm că reușim să avem în localitate cetățeni care au peste 100 de ani, avem câțiva care sunt între 90 și 100 de ani, sperăm să ajungă și la 100 de ani, o populație din zona de deal unde într-adevăr sunt longevivi ca și vârstă, cu toate greutățile care le-au dus și au muncit în perioada comunistă. Lungu Ioana a învățat toate lecțiile unei vieți dure. Aceasta se numără printre puținii români norocoși care ajung la această onorabilă vârstă.